Stimați colegi și bine v-am regăsit la un nou tutorial. Sunt profesor Mihai Mihaescu și în minutele următoare vă propun un plan managerial, o structură orientativă a acestui document de prognoză. Documentele de prognoză manageriale sunt planul de dezvoltare instituțională sau planul de acțiune al școlii, planul managerial, respectiv planul de dezvoltare a sistemului de control managerial. Planul managerial constituie documentul de acțiune pe termen scurt al unității de învățământ și se elaborează de către director pe o perioadă de un an școlar. Directorul adjunct, în cazul în care unitatea are și această funcție, întocmește planul managerial conform fișei postului. De asemenea, el trebuie să fie în concordanță cu planul managerial al directorului și cu planul de dezvoltare instituțională. Iată structura pe care vă propun. Un argument, o bază conceptuală sau precizarea contextului legislativ, o analiză SWOT, o componentă strategică în care să precizați misiunea, viziunea, respectiv țintele și opțiunile strategice. De asemenea, obiectivele generale, respectiv obiectivele specifice pe domenii funcționale. Curriculum, management școlar, resurse umane, parteneriate și programe, resurse materiale, dezvoltare organizațională și relații comunitare. Și, de ce nu, indicatori de performanță pentru fiecare obiectiv. Atenție! Pentru fiecare obiectiv se vor menționa roluri, responsabilități, acțiuni, resurse alocate, termene de aplicare și, respectiv, rezultate așteptate. Obiectivele trebuie să fie SMART. Vă urez succes și nu uitați că structura acestuia va fi corelată cu structura PDI, cu planul managerial al Inspectoratului Școlar Județean și cu strategiile locale și naționale în domeniul educației. Acestea fiind spuse, vă doresc mult succes și vă aștept la un nou tutorial. La revedere!